tânăr în vârsta de 31 de ani din sat Vișina a tăiat și sustras fără drept mai mulți arbori din pădurea Poiana. Întrucât aceasta aparține proprietarilor particulari din comună, oamenii legii au intervenit și au întocmit acte de constatare. În urma unei acțiuni în comun cu lucrători din cadrul poliției Tecuci, jandarmii tecuceni au întocmit persoane actele de constatare pentru săvârșirea infracțiunii de tăiere, distrugere și furt de material lemnos. Fapta bărbatului a fost pedepsită. Întreaga cantitate de lemn a fost recuperată și lăsată în custodia organelor silvice, urmând ca valoarea acesteia să fie stabilită în cel mai scurt timp. Polițiștii continuă cercetările.